Chapter 1, făcu la mișto. Chapter 2, va fi top 10 la 6 yo. Acum scor, nu mai fac din studio. Înainte doar visam să fiu aici. A trecut un an, sunt unul dintre cei mai buni. Fără ajutorul nimănui. Fără ajutorul nimănui. A fost un drum lung, dar nu m-am lăsat. Că am știut că o să fiu cel mai bun. Acum pot scrie versuri care te pot atinge profund. Înainte vorbeam doar de fete, bani și fum, viață lux. Acum n-am lansat piesa bani, un freestyle făcut la mișto. Dar prin piesa aia mi-am dat seama că o să iasă ceva mișto. Și am început să scriu versuri non-stop, non-stop. Am scos primul mixtape, Chapter 1. M-am mândrit așa de mult, încât am vrut și mai mult. Muzica m-a făcut să mă simt cel mai bine. Nimeni nu putea până la ea. Acum am ajuns să fiu artist. Cum scriu versurile, mă simt pe modul bis. Chapter 1, făcut la mișto. Chapter 2, va fi top 10 ca 6 yo. Acum scor, nu mai foc din studio. Înainte doar visam să fiu aici. A trecut un an, sunt unul dintre cei mai buni. Fără ajutorul nimănui. Fără ajutorul nimănui. Vara a venit cu un cadou, mulțumiri lui taică mi-o fele Studio 20. Așa cum pas mai sus, m-am pus să fac nou album. Am scris versuri cum puteam de bine. Atunci mi s-au părut că sunt prea bune. Am învățat ceva prin program și am făcut albumul. Dori a ieșit, făcut doar într-o lună fără experiență. Doar chef și răbdare. Prin Dori am învățat cum să fac tot ce fac acum. După am plecat înapoi în țara natală. Mi-am cumpărat primul microfon, 75 de lei, dar a fost ok. L-am cumpărat, m-am și apucat de Chosen One. Atunci mi-am dat seama că sunt pe cont propriu. M-am pus și am scris nou album care îmi descrie caracterul. Fiecare piesă mă descrie printr-un fel. Așa că pe 8 ianuarie am decis să scot albumul. Am pușcat, asta m-a motivat. Îmi auzi colegii că tot râdeau de Chapter 1. Chapter 2 a ieșit. Ascultați-l că va fi fire, bro. Cel mai bun mixtape, bro. Sunt unul dintre cei mai buni eu. Fără ajutorul nimănui. Fără ajutorul nimănui.